Ce o să întâmpla cu SPD-ul meu, că nu mai clipsezi. Au, tu zgura, mă, tine scăpat. Nu știu vouă cum v-a mers anul trecut, dar dacă ar fi să vorbim despre YouTube, despre canalul meu, cred că este destul de clară treaba. Nu a mers. Dar toată vina este a mea și numai a mea. Am postat foarte rar sau chiar deloc pentru o perioadă destul de lungă. De cele mai multe ori, scuza era fie din pricina timpului, fie din cauza problemelor avute cu uneltele de lucru. Camerele, cardul de memorie, microfoane, softul de editare, etc. Ok, Cosmin, dar de ce vii acum și spui lucrurile astea? Să faci YouTube e super simplu. Filmezi și apeși pe butonul ăla de upload, gata, un nou video pe canal. Vedeți voi, treaba nu este chiar atât de simplă. De fiecare dată când am avut de prezentat o bicicletă sau de făcut ceva în stilul mai documentar, mai cinematic sau un vlog cu o poveste în spate, timpul acordat unor astfel de proiecte a fost mult peste imaginația celor care doar se uită la videouri pe YouTube. Cum sunteți voi acum? Probabil 99% din cei care mă urmăriți. Dar, cu toate acestea, vă mulțumesc și vă apreciez, așa cum și voi apreciați munca depusă. În medie, o filmare a unei biciclete și prezentarea ei poate dura între una și trei zile. O zi nu înseamnă două ore, o zi poate însemna opt ore. Prietenii care m-au ajutat la astfel de proiecte știu foarte bine cât de mult se pot complica lucrurile chiar dacă vin cu totul scris frumos de acasă. Asta pentru că nu sunt un prezentator sau povestitor născut. Chiar trag foarte multe duble. Vorbitul în general și mai ales la cameră nu este punctul meu forte. Deși pregătesc material de acasă, pe care evident eu îl scriu, încă un lucru care durează destul de mult pentru că nici scriitor nu sunt, ajung să mă complic sau să schimb foarte multe scene în ziua filmării. Da, eram sigur că dau în mare. Vezi că mă opresc să beau apă. Iară! Păi iară, pana mea, că... Mi-e sete, ce ție? Nu se face sete? Păi puneți un bidon! Păi n-am unde! Nu vezi că n-am nicio prindere de bidon și trebuie să-l port în rucsac. Asta e. Am cel puțin 10 proiecte din 2021 pe care nu le-am finalizat. Au fie scene lipsă, fie lacune în prezentările făcute. Bun, am vorbit despre procesul, între ghilimele, de filmare. Dar editatul cui îl lăsăm? No, aici, dragilor, lucrurile se pot complica și mai mult. Dacă ai noroc ca tot materialul să existe pe cardul de memorie și sunetul să fie în regulă, atunci te poți apuca de lucru. Dar dacă nu, într-un astfel de caz avem de ales. Refilmăm părțile lipsă în altă zi sau nu refilmăm și o dregem cumva la editare, schimbând dinamica videoului. Fie o lăsăm baltă și nu ne mai complicăm dacă lucrurile pe care ar fi trebuit să le refilmăm nu le mai putem accesa. Pentru că am pățit de câteva ori. Aveam doar o șansă și atât. Dacă totuși ajung în procesul de editare, acesta poate dura între 4 și 30 de ore. Cel mai rapid merge dacă filmez doar cu GoPro-ul pe piept. Ies cu bicicleta, filmez, ajung acasă, arunc conținutul în programul de editat și mă apuc să tai. Apoi corectez sunetul unde este necesar. Lucrez puțin la colorizare. Dar evident că nu îmi ia doar 30 de minute sau o oră. Ajung să mă complică. Doar despre asta e vorba în viață. Ne complicăm exact atunci când nu este cazul. Deci minim 4 ore de editat. Nu vorbesc despre lucrurile acestea ca să mă vaid, ci încerc să vă fac o idee ce înseamnă să creez conținut pentru YouTube. Cât de ușor, între ghilimele, este să postez ceva pe un canal. Vai, YouTuberii ăștia se filmează și fac mii de euro de nimic. Cel puțin asta grezi cei care nu înțeleg cu ce se mănâncă YouTube. Aș vrea să vă și eu acele mii de euro. Dacă le găsiți, să mă anunțați. Nu de alta, dar canalul meu nici măcar nu este monetizat. Pentru a monetiza un canal, ai nevoie de un minim de 1000 de abonați. Ok, îi avem. De ce nu vin banii? Păi, pentru că ai nevoie de 4000 de ore de conținut vizionat pe canal în 12 luni. Canalul l-am creat în 2018 și tot nu a reușit să fac orele necesare, pentru că, vedeți voi, YouTube funcționează în felul următor. Ai 12 luni să capeți 4000 de ore, dar acele ore încep să se șteargă după acele 12 luni. Practic se rescriu încet cu fiecare zi, săptămână și lună care trece. Nu se șterg toate dintr-o dată. E un fel de picătură chinezească care te stresează tot mai mult. Postezi un clip nou, este vizionat, controlul se mișcă, ești fericit. Nu mai postezi câteva săptămâni sau luni, ca mine. Când te uiți din nou să vezi câte zeci de mii de ore vizionate, te trezești că din cele 3800 de ore pe care le aveai pe la începutul anului 2021, au scăzut la 1500. În acel moment te îndepărtezi de calotor și o lași baldă. Asta s-a cam întâmplat în cazul meu. Nu mă înțelegeți greșit, nu am deschis canalul pentru monetizare, vai de mine să mă îmbogățesc. Nu acesta a fost scopul canalului, știam că este greu, mai ales în România, unde o reclamă vizionată pe YouTube valorează puțin peste nimic. Nu voi intra acum în detalii despre cum funcționează monetizarea, nu despre asta este videoul de astăzi, ci despre ce înseamnă să ai un canal de YouTube.
modul meu haotic de lucru și faptul că sunt cel mai mare procrastinator. În ultimii 2 ani, canalul a funcționat mai mult ca un jurnal video pentru tururile făcute pe bicicletă cu prietenii mei și încercările mele de a-i scoate din zona lor de confort. Cosmin! The fuck, man! Hai la măgura cu Cosmin! Hai și la măgura! Hai că e mișto! Hai de Sugio! Sugio! Voi reveni anul acesta cu câteva videouri de anul trecut. Am câteva restanțe pe care le-am promis prietenilor implicați. Chiar îmi pare rău că nu le-am editat la timp. Sunt 2 proiecte unde am filmat foarte mult. Încă un motiv care mă ține pe locul editatului. Filmez foarte mult, o oră grămadă. Dar numai gândul că am de editat 20-30 de ore... Mă ia capul, mă ia frezoanii.